Luptător de elită. Mai un loc și pentru mine, pentru tine, bineînțeles. Scuzați-mă, vă rog, da? Rezolvă imediat afacerea. Nici o mișcare. Interpolul. Petrecerea s-a încheiat. Acoperă-mă! Nu te mișca! S-a meritat petrecerea, am dat o lovitură. Atenție! Asta a fost. Acui a fost ideea asta? Misiunea aceasta? Ideea mea. Bineînțeles că a ta. Și că trebuie să primiți o aprobare de la mine, asta e regulamentul.
Trebuia să acționăm pe loc, altfel n-aveam nicio șansă. Bine, dar eu sunt răspunzător de orice misiune, nu voi. Lucrați foarte bine, dar trebuie să vă țineți de regulament. Ce regulament? Să implicați și poliția locală, știți acest lucru. Cea mai importantă chestie este, șefule, să nu ajungă drogurile pe piață, să ne norocească lumea. Phoenix, Arizona. Sunt minunate. Acum știu cât de mult mă iubești. Dar mă bucur cel mai mult că ești liber astăzi. Arăți frumos cu papion și cu smoking, numai pentru tine. Am făcut totul. Dar ce bine arată și ești singur. Hello? Da? Joe, here is Ray, 0214. Da, eu sunt. Unde? Bine, mă ocup imediat. Nu vrea nimic băiatul. O fi homosexual. Puteți să lăsați un mesaj. Aici este robotul. Sunt la o firmă. Nota de plată. Ar trebui să schimbi slujba. Chiar nu glumești? Și așa nu mai am avea probleme. Nu mai fi invidioasă. Astăzi nu sunt. Pentru că în seara asta vei fi alături de mine. Hai să petrecem o noapte minunată. E de ajuns. Mai lasă și ceva pentru E-Block. Ia loc. Te rog. Ia loc. Sunt frumoase, nu? Le-am moștenit de la tata. Unde e? Cine? Partenerul tău. Prietenul tău, asiaticul. Îl vreau. Și-a luat liber în seara asta. Minți. Hai, dezbracă-te. Vreau să te dezbraci.
Nu-mi place când vă amestecați în afacerile mele. Și asta ați făcut-o în Argentina. A fost o trădare, să știi. Și vreau să știu numele trădătorului. O poză frumoasă, nu? Pentru un permis al Interpolului. Hai, Ray. Dă-i drumul. Cine-i trădătorul? Cine v-a vândut pontul? Știi ce le lipsește bărbaților mei? Exercițiul. Oamenii mai sunt și fricoși, eu sunt altfel, mie nu mi-e frică de nimic. Și nu-mi pasă de durere. Mie îmi plac durerile. Adică îmi place să-i fac pe alții să sufere. Îmi place cu adevărat. Să fac rău. Deci dacă nu-mi spui cine este trădătorul, atunci o să te doară rău. Așa măcar ca să am o mică mulțumire. Mă înțelegi, nu? Doar am pierdut din cauza voastră. Sunt la o firmă care se numește Tetra Import. Se pare că este o legătură a prietenilor argentinieni pe care i-am prins de curând. Shiro, te rog, nu în seara asta. Poate e în pericol, Ray. S-a dus să verifice ceva și poate e în pericol. Doamne Dumnezeule, Ray! Cine a făcut-o? Cine ți-a făcut așa ceva? Îți spun numele celui care mi-a făcut acest rău. Face parte din banda argentiniană. Nici tu nu mai ești viu de acolo.
cauză că nimeni în firmă va. Se pare că nu era nimeni în firmă. Nimeni n-ar fi supraviețuit la o astfel de explozie. Da, ce? Trezește-te! Bine, bine, sosesc! Firar să fie! Cine e? Deschide ușa! Eu sunt! Cine ai mai făcut din nou? Ray e mort! Dar cum s-a întâmplat? Hai, spune-mi odată, ce s-a întâmplat? O capcană, la o firmă care aduce marfa aici. Cineva îi informează, de unde știi asta? Cineva de la centrală sigur lucrează pentru ei, altfel nu putea să ne găsească cineva. De ce a acționat pe cont propriu? Îmi pare rău de el, dar el e de vină. De ce nu ați ținut de regulament? Asta este o prostie birocratică. A fost torturat. L-au aranjat groaznic. Și era cel mai bun prieten al meu. Să știi că și mie îmi pasă de moartea lui. Nu mai te comporta așa. Mi-a spus cine este ucigașul. Heblock. El conduce bandele de traficanți din Argentina. Am nevoie de o misiune. Unde? În Buenos Aires. Și când mă întorc o să-l știu și pe trădătorul din poliție. Este o chestie de onoare. Nu îți permit să faci o cruciadă pe cont propriu. Mă duc. Nu. Nu dau niciun ordin. Te suspendez 2 săptămâni. Dar să termin raportul tău. Demisionez. Buenos Aires. Îmi pare rău, dar trebuie să plec. Promitem. Cu aduci de seară pe prietena ta cea frumoasă. La revedere. Dacă faci joc dublu, ți arăt eu ție. Îți jur. Eu nu trădesc. Poate vreunul din oameni tăi este mituit de altcineva. Nu îți faci joc de noi? Nu. Trebuie să mă ajuți. Dacă unul din voi a trădat, sunt și eu în pericol. Trebuie să plec de aici. Trebuie să dispar cât mai repede. Ascultă-mă. Îți vând un pont. Cum îi poți distruge? Dar îți dau această informație decât cu condiția să mă ajut să ies. Să plec de aici. Depinde dacă este destul de bună informația. Dar ce-am spus? Poți să-i distrugi. Am aflat. Unde putem afla toate informațiile lor? De pe calculatoare. Toți oamenii care preiau marfa, unde să vinde, cât să vinde, când primesc marfă și când îmi dai discheta de seară. Adică mâine, totul este codificat, nicio problemă. Putem sparge orice cod. Bine. Dar trebuie să mă scoți de aici, sigur. Bine.
Crezi că ești bun, nu? De neînvins. Crezi că ai tot ce este necesar la un luptător? Viteză, forță? Dar nu-i de ajuns. Trebuie mai mult ca să fii un adevărat luptător. Trebuie să-ți cunoști mai bine adversarul, slăbiciunile și cum să te apropii de el, să-l distrugi. Numai atunci îl poți învinge cu adevărat. Și care e slăbiciunea mea? Egoismul tău. Un caz tipic de supraapreciere. Păstrează-ți energia pentru dușmanii mei. Ai avut succes săptămâna asta, da? A fost o săptămână plină, perfectă. Dar ai spus că mergem în concediu, nu? Da. Atunci de ce ești așa de cântitor? Mă gândeam decât la prietenul meu, am avut un șoc când a murit. Și deci nu e numai o vacanță, nu? Nu poți să lași asta pe mâna altora? Gen, după ce am încheiat acest caz, îți promit că începem o viață nouă. Bună, prietene! Cum merge? Foarte bine! Trist că a murit prietenul nostru Ray. Cum s-a întâmplat? O să-ți explic mai târziu. Bine. Vechiul meu prieten, Jennifer? Deci, unul dintre mușchetari, așa este. Mi-a spus multe despre tine. Bine ați venit în Buenos Aires și sper că n-a vorbit lucruri rele despre mine. Am un hotel frumos pentru voi, clasa întâi, camere superbe. Bine ați venit. Mulțumim. Vreau să vorbesc cu tine. Bine. Te aștept sus în cameră. Bine, vin imediat. Să nu mă las să aștept prea mult. Nu, nu. Știi ce ai de făcut, nu? Mă bucur că ai venit. Și eu mă bucur că te revăd. Adresa te interesează? Acesta este proprietarul firmei Tetra Import Export. Mulțumesc. Kellner? Dacă e aici, ticălosul, îl prind. Îl distrug. Să ai grijă. Poate tu ești următorul. A trebuit să pleci cât mai repede în America, știu. Și pe mine mă urmăresc. Dar nu pot să plec până când nu am toate dovezile.
Cel mai important lucru este să luăm discheta, să ducem la Washington. Acolo este totul scris. Știu că poate nu te interesează pe tine, dar trebuie să te abții acum până când putem acționa ca să arestăm toată banda. Bine, ne vedem mai târziu. Ajutor! Ascultă-mă, mi-am riscat viața. Trebuie să mă scoți de aici cât mai repede. Întâi discheta. Poftim. E totul acolo ce ți-am promis. Poți să ai încredere în mine. Acum să te ții și tu de promisiune. Asta și fac. Într-o oră plecăm cu un avion particular, să fii punctual. Slavă Domnului, sunt salvat. Mulțumesc că o să fiu punctual. Nu pot să las pe Harry. Aștept jos în taxiul. Dacă nu veniți în 5 minute, eu pornesc. Și trebuie să plecați și voi de aici. Eu nu merg cu voi. Atunci rămân și aici, în niciun caz. E mult prea periculos. Dar de ce îți riști viața? Uite, aveți deja discheta. Discheta este o dovadă bună ca să distrugem organizația. Dar eu îl vreau pe ucigașul lui Ray. Și așa îți periclitez mai mult viața. De ce nu aștepți până când ați descifrat discheta să aresteze poliția pe toți? Hai să zburăm acasă. Tu ai demisionat, de ce faci munca asta de mizerie pentru alții? Nu pot. Nu mai e necesar să demonstrezi ceea ce poți. Nu e vorba de așa ceva. Încearcă să mă înțelegi. Te iubesc. Dar nu mai pot să suport viața asta. Trebuie să te hotărăști. M-am hotărât. Trebuie să-mi fac datoria. Și deci asta este despărțirea noastră.
Bună, Harry! Ce mă bucur că ne revedem. Am câteva întrebări să-ți spun. Și tu o să fii cu minte și o să-mi răspunzi, nu? Harry n-a apărut. Se pare că l-au prins. A trebuit să nu mai așteptați. E prea periculos aici, hai vino cu noi. Bine, dar fii atent, da? Succes. Să fii și tu atent. Și să ai grijă de Jennifer. Hai să ne urcăm. Cu bine, Shiro. Jennifer, komm schon. Hai, Jennifer. Nu înțeleg de ce nu e înțelegător. Trebuie să te gândești că e japonez. Pentru el este o onoare să facă așa ceva. Punctul lui e sensibil la unui japonez este să apere onoarea. Da, da, uite-te, șeful ce a făcut? L-a jignit. Nu, nu, a vrut să păstreze acest polițist bun, să-l protejeze într-un fel. Nu suntem deja la Rio? Încă nu, domnule. Trebuie să aterizăm, să mai luăm combustibil. Vă rog să mă scuzați. Cum aici merge? Bine, mă întorc imediat. Totul e perfect? Da. Călătoria până America s-a meritat? Da, se poate spune.
Prea târziu, prietena ta și prietenul tău sunt morți. Cine-i șeful tău? Spune-mi, unde sunt? Vorbește! Vorbește, n-auzi? Vorbește! N-ai nicio șansă! Tu nu-mi scapi. Oriunde te ascunde, te găsesc. Am avut probleme la Rova. Sper că nu, ți-mi-ai promis o excursie la Rio, o meriți. O să ne amuzăm de milioane, abia aștept. Trebuie să pleci? Da, da, din păcate. Japonezul ăla. Cum se numește? Tanaka? Doar ai spus că le elimini. Mai trăiește. Imposibil. La marți eu. A fost văzut cu Coleman în hotel. Nu-i ciudat? Și ne-a eliminat mulți oameni. Cum? Acum o oră un japonez a intrat la firma noastră Rova și a distrus totul. Mulți oameni morți. Afacerea noastră a dat greș. Cine a fost fratisul?
Da, e imposibil. Und noch etwas. Și încă ceva. Cops haben Allen. Er sitzt im Gefängnis. Poliția l-au pe Allen, este închis. Wenn er redet, și dacă vorbește, dann wird die ganze Organisation platzen. Toată organizația noastră este dată dracului. Hol mir die Zwillinge. Adu-i pe gemeni. Mă bucur că mai trăiește Tanaka. E o adevărată provocare pentru mine. Ăștia sunt specialiștii mei. Să mergem. Cine v-a trimis? Vorbește. Nimmt ihm die Handschellen ab. Danke. Shiro Tanaka? Ja. Kommen Sie doch. Hai, te rog, intră. Și pe mine ce vreau de la tine, nu?
Eu mă ocup de problemele economice ale ambasadei americane. Te rog, ia loc. Cred că îl cunoașteți pe acest domn. Bună, Shiro. Mă bucur că te revăd. Ești extraordinar. Te-am căutat peste tot. Da, nimeni nu credea că o să vă ascundeți într-o închisoare. E tipic pentru el. E cel mai bun. Hai. Am o misiune interesantă pentru tine, prietene. Am demisionat. În Phoenix știi asta. Hai, îmi pare rău de ce am spus în seara aia. Știi cum este. Când pierzi un om bun... Accept scuzele dumneavoastră, șefule. Dar răspunsul meu este nu. Vreau să mai spun ceva. Viața ta nu va răză nici atâta în Buenos Aires. E o amenințare în niciun caz. Dar o să accept slujba asta și știi de ce? Pentru că e vorba de onoarea ta. Nu numai de onoarea ta. Este vorba de dischete. Este vorba. Cum adică? Colmen și prietena ta au fost răpiți de bandă pentru discheta aceea. Și au ascuns în laboratorul lor de cocaină. Și Jennifer e acolo? Da. Numai de tine depinde cât timp nu sunt în pericol. Suntem în apropierea laboratorului. Vreau discheta și bineînțeles să-ți salvez prietenii. Unde v-au scăpat? Trebuie să-i urmărim. O să punem în apă, haideți. Nu mai pot. Ascultă-mă. Trebuie să mai rezistăm puțin. Dacă ajungem la cascadă, e bine. Încoace au luat-o. Mă auzi? Mă auzi? Thank you.
Hier 2215. Ich rufe 2213. Responde. Hörst du mich, 2213? Mă auzi? 2215 kommen. Răspunde. Hier ist Dick. Eu sunt Dick. Ist alles in Ordnung?
Geht dort in Regula? Ja. Da. Keine Sorge, es geht uns gut. Wir sind auf dem Ufer des Flusses. Und sind wir in apropierea râului, aproape de cascadă. Sunt atâtea cascade încât nu știu unde să merg. Am eu poziția ta pe stație. Așteptați-ne acolo. Mă bucur că vă cunosc.
freundlichen Grüßen, etc. Hey, Shiro hat gerade gefunkt. Er hat die Diskette. Shiro a spus că are discheta, minunat. Leider ist die Verbindung mittendrin ab. Unde astăzi s-a întrupt legătura. Mulți morți, fata a fost salvată. Și acum se apropie de tabăra lor. Coordonatele exacte. Dați-le mai departe poliției. Da, mă ocup imediat de totul. Cum? Nein, ich möchte, dass Sie außerhalb von Buenos Aires landen. Nu, vreau să aterizați în afara orașului. Trebuie să predați discheta la fabrica din afara orașului pentru mai multă siguranță. Cel mai bine aștepți aici. Mă duc să văd unde e Starling.
Sparring war leider nicht käuflich. Es ist zu Ende. Stelina a fost prea atent. A trebuit să moară și tu ești terminat. Deci tu ești trădătorul. Hai să nu discutăm acum despre morală, Tanaka. El oricum câștigă mult mai mult așa decât să-și ajute țara. Acum vreau discheta. Hai! Fugi, Jennifer! Mă bucur că te revăd, Tanaka. Ce ai crezut că m-ai omorât atunci? Nu-i așa ușor.
Thank you.